Bună dimineața! Declarația politică se intitulează Oare de bolnav când ne mai ocupăm? Stimate domnule președinte, stimați colegi, pacienții beneficiază începând din această lună de rețete electronice care conțin mai multe explicații cu privire la medicamentele pe care le-au prescris medicii de familie. Astfel, formularul de rețetă electronică cuprinde noi rubrici în care medicul este obligat să completeze numeroase informații legate de medicația prescrisă pacientului. Rubricile noi introduse în formularul de rețetă doar cu numele de electronică, pentru că, de fapt, formularul este tot unul tipărit, vizează informații referitoare la prețul medicamentului recomandat, justificarea alegerii făcute, intoleranța bolnavului la alte produse, numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail ale medicului fiecărui pacient. Dacă unele rubrici sunt binevenite și în beneficiu pacientului, altele, precum prețul medicamentului, nu au legătură cu activitatea unui medic de familie, intrând în sfera de obligație a farmacistului. Noul formular de rețetă electronică vine mai degrabă să îngreuneze activitatea medicilor de familie, deoarece completarea rubricilor inutile înseamnă timp pierdut în defavoarea pacientului. Scopul actului medical desfășurat de medicul de familie trebuie să fie acordarea consultațiilor, nu să completeze formulare care mai mult îi exced sfera de activitate. Consider că măsura actualizării rețetei electronice intrată în vigoare începând cu 1 februarie 2014 afectează considerabil buna desfășurare a actului medical exercitat de medicii de familie și solicit cu acest prilej Ministerului Sănătății să revizuiază cât mai repede conținutul rețetei electronice pentru a se putea reveni la o situație normală și în acord cu ceea ce presupune medicina de familie. Totodată, consider că Ministerul Sănătății ar trebui să perfecteze urgent mecanismul rețetei electronice, să ia toate măsurile care se impun în vederea implementării adevăratului sens al conceptului de rețetă electronică, instrument care să permită pacientului procurarea medicamentelor prescrise într-un tip foarte scurt și de la orice farmacie din România. Reglementarea acestei situații ar conduce la respectarea normelor europene din domeniul protecției mediului, dar și la simplificarea procedurilor de obținere a unei rețete, ceea ce este în beneficiul sănătății pacientului. Dacă din perspectivă economică timpul înseamnă bani, în sănătate, stimați colegi, timpul înseamnă viață. Vă mulțumesc, conferențiar Camelia Bogdăniș, deputat de Iași, membru afiliat Partidului Mișcarea Populară.